continuare, Părintele Petre Dinu va ține o slujbă de pomenire în amintirea victimelor genocidului împotriva armenilor. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Hristos, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Ziua învierii să ne veselim popoare și să strigăm, Doamne, miluiește pe toți. Hristos a înviat din morți. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, de slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o înviere a celui născut al tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Hristos a înviat din mor. Ziua învierii să ne lumină popoare, Paștile Domnului, Paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-au trecut pe noi, cei ce sunt căptare de biruință. Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului, și a ta sfinților aflat în holul vieții și ușa raiului. Să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale.